Trei foști sportivi au înotat câte 50 de kilometri fără oprire pentru două fetițe care fac haltere. Fetele sunt campioane naționale și visează să ia medalii pentru România la europene și mondiale. Maraton de 24 de ore la înot pentru o cauză caritabilă. Doi foști înotători și un poloist au înotat o zi și o noapte pentru fetițele care au uimit o țară întreagă. Surorile din Suceava fac halter și stau în cantonament 363 de zile pe an. Au vacanță doar două zile. Cât ai înotat în 24 de ore? 50 de kilometri. Încercăm să le aducem o bucurie în viața lor, mai ales că vin și sărbătorile. Noaptea a fost foarte grea. Foarte, foarte grea. Am trecut bine peste noapte. De dimineață când a răsărit soarele, am răsărit și noi. Surorile Bosânceanu ridică la haltere mai mult decât greutatea lor. Fetele își văd familia doar două zile pe an. Au nevoie de ghetuțe și hăinuțe. Când eram mai micuț, îmi doream să vină cea la oraș, dar niciodată n-am visat că o să vină cea la București. Eu ziceam acolo la Suceava. Vreți să fiți campioane? Da. Ce fel de campioane? Naționale și europene. Avem nevoie de birou, haine, ghete,